Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Sondaj Fulger făcut acum 3 zile, deci pe 6 decembrie, da? 9 azi, de compania de Dallas Research pentru ProTV. Mai mult de 9 din 10 români din mediul urban știu ce înseamnă spațiul Schengen. 8 din 10 români consideră, mă rog, considerau pe 6 decembrie mai degrabă importantă sau foarte importantă intrarea României în Schengen. 7 din 10 români consideră că România îndeplinește toate condițiile de aderare la spațiul Schengen. Neacceptarea României în Schengen la această rundă, adică la Consiliul Jai de ieri. Sunt convins că știți că au fost peste tot la știri. Deci neacceptarea României creează frustrare și sau furie pentru jumătate dintre români care consideră că aceasta ar fi o decizie injustă, și aproape 4 din 10 români iau în considerare boicotarea produselor și serviciilor austriece în contextul neaderării României din cauza opoziției Austriei. Ia uzi, Luca, trebuie să renunți la Mozart. Și ați ghicit, ăsta este subiectul discuției noastre din această dimineață, la care vă invităm să participați. Vă rugăm să ne sunați la 0372 069 599. Așadar, știți că Austria a votat împotriva primirii României în Schengen, nejustificat și nejustificabil, nu am niciun fel de reținere să spun asta, invocând migrația ilegală care trece prin România și ajunge în Austria, ceea ce este o gulgută, o prostie, o minciună, o mizerie, un act ostil, neprietenos, o invenție și o porcărie totală. Cumva, asta pe mine personal, asta mă înfurie cel mai tare. Faptul că au inventat ceva, un motiv ca să se opună, când puteau, de exemplu, să zică ce au zis și alții atâția și atâția ani: domnule, România e o țară coruptă, nepregătită. Da, nu, acolo e neregulă, este să, că știm că e corupție în România. Bun, e corupție și în alte țări. Austria este probabil una dintre cele mai corupte țări europene la nivel guvernamental, la nivel de stat. Da, ok, invoce asta. Domnule, nu primim, că sunteți corupți, că... Bine, ok, ce poți să spui? Ridici din numeri? Da, mă, ai dreptate. Bă, dar să spui că e migrație ilegală prin România, unde fenomenul ăsta literalmente nu există. Ruta de migrație către vest nu trece prin România. Mai avem din când în când cât un caz de afgan de ăsta rătăcit, săracul de el, sau irachien, care încep să plângă când aud că au ajuns în România. Aoleo, săraca mama mea, păi eu voiam prin Serbia să ajung în Ungaria. Dacă Austria era cu adevărat interesată sau preocupată de migrație ilegală care vine dinspre partea asta a Europei, păi atunci punea graniță cu Ungaria. Ungaria de ce nu pune graniță? Sau, iată, acum a primit Croația în Schengen, a votat pentru, cu care, din câte știu eu, sper să nu mă înșel, au o vecinătate, cum să spun, adică ei au primit pe croați că acolo se duc ei în vacanță, știi? Asta mă înfurie. Dar poate eu greșesc. Nu știu dacă boicotarea firmelor, produselor austriece este o soluție, pentru că firmele austriece din România sunt foarte mari și au 10.000 de angajați, până la urmă tot români vor să ofere. Și vă întreb așadar, cum ar trebui să reacționeze statul român, România, guvernul, domnul președinte, dacă se prinde ce s-a întâmplat, cum ar trebui să reacționeze statul român față de această nedreptate, îi spun eu, voi puteți să-i spuneți altfel, evident, dar noi, cetățenii, ar trebui să reacționăm cumva? 0372-069-599. Deci asta spun eu, că ni s-a făcut o nedreptate. Puteți să mă contraziceți dacă vreți. Eu așa cred, este părerea mea și sunt... Și cred că e dreptul nostru să ne revoltăm. Pentru că atunci când ți se face o nedreptate, cum să spun, nu că e un drept, e obligatoriu să te revolți. Hai să vedem cum facem asta. Adrian e cu noi. Bună dimineața! Bună dimineața, Adrian! Bună dimineața! Bună dimineața! Te rog, Adrian. Deci, cum ar trebui să reacționeze România față de decizia Austriei de a bloca prin veto primirea noastră în Schengen și noi, cetățenii, dacă ar trebui să reacționăm cumva sau să lăsăm lucrurile să meargă, că în fond ce? Am trăit până acum și fără Schengen, nu o să murim. Cu siguranță. Haideți să recapitulăm puțin. Intrarea României în Schengen sau neintrarea sau neprimirea României în Schengen. Am între cunoscuții mei o grămadă de persoane care nu au nicio legătură cu spațiul Schengen, nu îi afectează niciun fel și totuși, după decizia aceasta, au intervenit foarte ferm, gata, îi boicotăm pe austrieci, toate companiile austriace. Acum să vă spun poziția mea. Eu
conduc o firmă de transport, o firmă mică. Da. Sunt direct afectat de, de situația aceasta cu Schengen-ul. Da. Pentru că stăm în cozi la, la frontieră, cu orele, am întâmpinat situații în care stăm și cu zilele. Da. Dar sunt pe de altă parte lovit de chestia cu austriecii. Cum? Am carduri de combustibil la OMV. Carduri de combustibil nu înseamnă doar că mă duc și alimentez, înseamnă că sunt creditat de compania aceasta. Da. Deci nu pot, nu mă pot lipsi de ei. Cu BCR-ul, cu grupul Erste, am leasing-uri, am credite. Nu mă pot lipsi de ei. Dacă aș fi fost dintre aceia care aveam milioane de euro în cont la BCR, cu siguranță puteam să-i lovesc puțin. Deci am venit să-mi retrag banii și merg la o bancă pur românească. Însă, asta timp cât suntem datori la ei, și ne-au ajutat, pentru că pe mine personal și pe mine ca firmă și câțiva angajați de-ai mei, destul de mulți, profită din faptul ăsta că eu am fost ajutat de austrieci, nu văd cum am putea noi să-i lovim cu chestiile astea. Da. Pentru că lumea doar asta are în cap, doar BCR, OMV, Schweinhofer, anul acesta, dintr-o altă situație, n-am putut să folosesc niște produse de la Schweinhofer. Peleți. Vorbim strict de peleți. Știți că a fost o criză mare cu peleții, da, în România. Și a trebuit să iau de la altcineva, de la o altă companie. O companie românească, nici nu se numește companie, un producător local, da, de peleți. Nu se compară nimic cu calitatea lor. Am înțeles. Mulțumesc, Adrian. Vă repet care este părerea mea. Sigur, puteți să aveți fiecare. E o țară liberă. Putem să avem ce opinii. Vrem să ne exprimăm în consecință. La aceste companii austriece care activează în România lucrează mii, zeci de mii de cetățeni români. Boicotarea lor, din punctul meu de vedere, este ca și cum ți-ai da foc la propria valiză. Plus de asta, nu mi se pare corect să te ostilizezi cu o națiune întreagă pentru decizia unor politicieni, adică... Da. Alexandru, neața. Dar o reacție trebuie să fie. Știu, dar nu trebuie să prinzi... Bună dimineața, te ascultăm. Așa, la cald, dacă analizăm și toată lumea este frustrată, supărată, da, a reacționa așa, dar din punctul meu de vedere ar trebui să dăm dovadă de maturitate și să găsim opțiunile cele mai bune pentru a sancționa această decizie. Bun, mulțumesc foarte mult. Da, sigur, te-am auzit, am înțeles. Eu sper că memoria instituțională a statului român nu va lăsa să treacă nesancționat acest gest ostil al guvernului austriac. Pentru că se mai întoarce roata. O să mai aibă și ei nevoie de un vot românesc la un moment dat. Cristian, bună dimineața. Bună dimineața. Bună dimineața, băieți. Ce să zic, am o stare așa de frustrare și de nervozitate că, ca și primul interlocutor al dumneavoastră, și eu am o mică firmă de transport și sunt din acela afectat care știm ce înseamnă spațiul Schengen. Exact. Dar pe de altă parte, ceea ce spunea și eu, mă folosesc de foarte mult, chiar lucrez cu firmele austriece, adică pe partea bancară și de combustibil, și deci mi-era greu. Chiar mă gândeam la chestia asta, dar mi-e foarte greu ca să pot să fac un boicot. Este, știți ce m-a frustrat cel mai tare, prieteni? Aseară când ministrul de interne austriac fugea apărat de acele găzi de corp. Și mi s-a părut foarte, foarte, adică, păi, n-ai puțin... Frustrant e că a refuzat să vorbească cu orice, de mai multe ori, cu presa română, dar a vorbit doar cu presa austriacă. Dovadă că este o problemă de politică internă la ei și că nu avea niciun interes să vorbească cu românii, că nu interesează românii. Adică disprețul ăsta imperial, ăsta este super umilitor, știți? Exact. Asta e problema. Ce mai mari dori, băieți? O singură chestie, ca statul român să nu uite, adică conducătorii noștri să nu uite ce a făcut Austria și să negocieze foarte dur. Că știți că are niște chestii de negocia cu noi direct, să negocieze foarte dur și tot ce se va mai întâmpla în Uniunea Europeană ei să fie acolo. Pentru că cred că asta e un metod să nu se întoarce obrazul, să dai palma aceea. Mulțumesc pentru intervenție. Mulțumim, Cristian. Simona, bună dimineața. Bună dimineața. Bună dimineața. Prima mea întrebare este, avem un președinte? A avut câteva poziții, acum știi cum e, politicienii nu prea ies la eșecuri. Domnul președinte a trimis purtătorul de cuvânt ca să anunțe demiterea Laurei Codruța Kövesi, și dacă vă aduceți aminte. Dacă eram un stat ca și Ungaria, unde să avem un prim-ministru ca Orban, care atunci când a avut ceva, știți că a făcut
nu l-a interesat de nimic din Europa. Uh-huh. Dacă eram un stat ca și Grecia, care n-a interesat-o când a vrut să iasă din Uniunea Europeană și a făcut ce a făcut și Uniunea Europeană a ajutat-o, și dacă am fi noi atât de puternici încât noi ca nație, nu mă refer din punct de vedere financiar, ci ca unitate, cred că am avea de câștigat, dar din păcate noi nu suntem așa. Și noi nu vom face niciodată nimic pentru că ne complacem în situația în care suntem. Mulțumesc! E, știi cum e, orice învăț mai are și dezvăț. Poate că din când în când astfel de șocuri au un rost în istorie, că ne mai trezește și ne mai învață lucruri. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.